Da, desigur. Nu am avut o primă special, da, bun, bun. În sfârșit, a sosit momentul să-mi cumpăr și eu Fiat Leon FR. După cum ați văzut, da, mașina este destul de murdară. Nu am un bun, un pic murdară. Dar ce avem? Genți pe 17, frumos. Culoare alb, după cum vedeți. Seatul meu în fără. Acum este noapte, nu? Acum m-am apucat să filmez. Este noapte. Și ce avem noi aici? Frumos, trapă. Pam, pam, trapă. Sub capotă ce se află? Un motor de 2 litri diesel. Euro 5. 170 de cai putere, care se simt excelent, trage de rupe pământul. După cum vedeți, tobele de eșapament nu scoate un pic de fum. Este Euro 5 din 2011. După cum vedem, avem deschidere aici sus. Scaune sport fără. Aici s-au cam urdărit mașina, că am umblat cu ea destul de mult. De Timișoara am luat-o, după cum vedeți, ca și scaunile de gaming, fără. Foarte, foarte comod. Am venit din Timișoara până în Oradea. Minunat. Deci minunat a fost să conduc. Și am venit la consum 6, între 5,8 și 6,1 a consumat aproximativ. După cum vedeți, încălzire în scaune avem aici, climatronic, una alta. Aici este ăsta standard, radio standardul. Jos avem auxiliarul, l-am conectat la telefon să asculte și noi muzicuță ca băieții. Pasager airbag, avarie. Frumos, schimbătorul sport fără, schimbă minunat. Treptele sunt mult mai scurte față de celelalte, față de o mașină normală, schimbă minunat. Aici avem oglinzi rabatabile, dezaburire, reglare, priză de 12, asta de centuri, nu știu ce. Aici avem două, uai, și-o uitat aici, băgam aș piciorul în urbă, pui mei, și-o uitat ea urtă aici. Gumiță, frână de mână, na, ce mai avem, bordul. Da, și ce mi-a plăcut mai foarte mult, volanul sport, în trei spițe, este îmbrăcat în piele volanul, îmbrăcat în piele, se simte minunat pe mână, foarte, foarte frumos. Ceasurile fără, da, aici consumul, una alta, travel time, rezervorul, da, atât am, are 262.000 de kilometri, 531, da, cred că am făcut deja 300 și un pic de kilometri. Ieri am luat-o, da, bă, oameni buni, cam, dacă vreți să mă apuc de o serie de videoclipuri cu ea, lăsați-mi în descriere și spuneți și like dacă vă place. Dacă vreți să ne apucăm de car vloguri cu această bestie de mașină. La revedere, pa, pa!